Potrivit proiectului de hotărâre, este vorba în primul rând despre un teren în suprafață de 282 de metri pătrați situat pe strada Corneliu Coposu, în incinta fostei secții de dermatologie a Spitalului Județean. Imobilul a făcut obiectul retrocedării către fostul proprietar, iar în urma dezmembrării în domeniul privat al județului Sălaj a rămas suprafața respectivă de 282 de metri pătrați. Noul proprietar al clădirii, care a cumpărat imobilul de la moștenitor, și-a exprimat dorința de a cumpăra și acea porțiune de teren pe care Consiliul Județean o scoate acum la licitație. Consiliul Județean mai vinde, dar de această dată prin negociere directă, alte 5 suprafețe de teren. Este vorba despre terenul pe care se află fostele baze ale SC Drumuri și Poduri SA, societatea aflată în subordinea Consiliului Județean, al cărei acțiune a fost vândută în 2007 către SC Transbitum SRL. Potrivit proiectului de hotărâre, cele 5 terenuri, unul în Zalău, în suprafață de 2000 de metri pătrați, unul în Jibou de 18915 metri pătrați, unul în Almașu de 5055 de metri pătrați, unul în Mihai Almașului de 7399 de metri pătrați și unul în Bodia de 3000 de metri pătrați nu au fost cuprinse atunci în capitalul social pentru că nu era clarificată situația juridică a lor. Se pare că între timp a fost clarificat și acest aspect, astfel că acum Consiliul Județean va vinde aceste terenuri către societatea din NIP. Chiar dacă nu va fi o licitație, terenurile nu se pot vinde sub prețurile minime stabilite de un evaluator. 114.328 de lei pentru terenul din Zalău, 279.937 de lei pentru cel din Jibou, 18.362 de lei pentru terenul din Almașu, 22.407 lei pentru cel din Sâmnihai Almașului și 17.836 de lei pentru cel din Bodia.